încântător moment oferit nouă tuturor de soprana Mihaela Alexa, care a interpretat Non ti scordar di me de Ernesto de Curtis, ne întoarcem la minunații copii de la Colegiul de Artă, pe care v-aș ruga din suflet pentru că vă dezvălui din culise. I-am văzut tremătând, sunt plin de emoție, sunt plin de bucurie. V-aș ruga să-i primim cu aplauze, cum știm numai noi, băcăoanii, pe copiii de la secția de coreografie, coordonați de doamna profesoară Simona Baicu. Ne vor prezenta în continuare o secvență din baletul Don Quixote și dansul horelor Gioconda.